La efectuarea sondajului au participat un număr de 134 de unități școlare din județul Suceava și un efectiv de peste 6.000 de elevi. Din nefericire, 134 de elevi din clasele a 8-a nu doresc să-și continue studiile, preferând să rămână cu 8 clase. Pe locul al doilea, în topul preferințelor elevilor suceveni, se află Colegiul Economic Dimitrie Cantemir, pe locul al treilea se situează Colegiul Național Mihai Eminescu, iar pe locul al patrulea Colegiul Național Ștefan cel Mare. În primul rând este un liceu din municipiu, au foarte multe opțiuni în sensul că au creat multe profile, în special în rândul celor socio-umane. Și au făcut reclamă foarte bună în ultimii ani, au și rezultate deosebite după terminarea liceului, promovabilitatea, adică cei care reușesc la facultate, dintre cei care termină la Petru Lareș, numărul este foarte ridicat. Nu știu, sunt foarte multe motive pentru care optează. Acei elevi intervievați pot fi și cadre sociale, pot proveni din familii dezorganizate sau cu familii, din familii cu un nivel de trai redus. Sunt poate, nu știu, influențați mai mult sau mai puțin să meargă la muncă, să muncească și școala să fie pe planul 2. Până la urmă ei sunt minori, sunt influențați mai mult sau mai puțin de către adulți și în special de către părinți și de comunitatea în care trăiesc. Cea mai bună reclamă e cea care merge din gură în gură și lumea știe, află că acolo se face carte poate un pic mai bine ca în altă parte, că există o seriozitate un pic mai multă față de alte școli, deși până la urmă părerile astea sunt subiective, pentru că în fiecare școală sunt și profesori buni și profesori mai puțin buni. Nu cred că e un motiv, dar până la urmă în clasa nouă copilul alege, dar mai mult sau cel mai mult este influențat de către părinți în alegerea liceului.